Muzeul Național al Banatului va participa la expoziția internațională First Royals of Europe, organizată de Muzeul de Istorie al Canadei. Este un moment de mândrie la care se alătură alte 25 de instituții culturale din sud-estul Europei pentru a prezenta lumii o replică a piesei centrale din sanctuarul neolitic de la Parța. Această piesă reprezintă un punct de referință în patrimoniul muzeului și confirmă poziția pe harta marilor descoperiri arheologice într-o expoziție ce cuprinde 6500 de ani de istorie umană. Sanctuarul de la parța aflat la nici 20 de kilometri de Timișoara, este emblematic pentru modul în care strămoșii noștri au integrat divinul în cotidian. Descoperit de arheologul Gheorghe Lazarovici, sanctuarul oferă o perspectivă asupra conexiunii ancestrale între pământ și cer, prin artefactele sale unice, precum statuia dublă, un taur și o femeie cu fața acoperită de o mască rituală. Participarea la First Royals of Europe sublinează angajamentul Muzeului Național Albanatului de a valorifica și promova comorile istorice, conectând trecutul la prezent și viitor.